Cazinoul de pe faleza orașului Constanța strălucește din ce în ce mai tare, redobândindu-și farmecul de odinioară. După patru ani de reabilitare, clădirea emblematică a început să prindă o viață nouă, cu fiecare cameră personalizată, cu un stil distinct și decorul care reflectă eleganța de altădată. Echipele de muncitori se ocupă cu atenție de fiecare aspect al renovării, iar rezultatele sunt impresionante. Inaugurat în 1910, cazinoul a fost conceput să funcționeze ca muzeu. Acum, după multiple amânări și lucrări de reabilitare, acesta va fi gata să-și deschidă din nou porțile. Subsolul va găzdui trei camere destinate expozițiilor muzeale, iar la etaj vor fi amenajate două săli mari, una multifuncțională și una de spectacole, dotată cu scenă și scaune pentru spectatori. De asemenea, va exista o sală mare cunoscută sub numele de Sala Oglinzilor, care va recăpăta strălucirea sa de od ca sală de bal. Primarul Constanței își dorește ca inaugurarea să aibă loc în luna iulie a acestui an. Fondurile pentru echiparea cazinoului vor fi alocate din bugetul local, iar administrația locală se pregătește deja pentru acest lucru, deși sumele exacte n-au fost încă specificate. După finalizarea lucrărilor, clădirea va reveni în administrarea publică locală din Constanța, strălucind din nou ca unul dintre cele mai impresionante puncte de atracție ale orașului de la Malul Mării.